Hai să luăm, prieteni. Aproape ajungem la MHS Motors în Militari, unde ne întâlnim cu mai multă lume. Mergem în BMW X-Drive Experience cu noile X3 și X2. Mergem să vedem cum se comportă atât pe drum, cât și în off-road. Iar în off-road o să le testăm la Academia TTI-ul, pentru că acolo este un traseu de ăsta foarte interesant de off-road. Ar fi prima oară când merg pe el. Am mai fost la TTI-ul de multe ori, dar ar fi prima oară când merg pe off-road. Sunt și cu Ana aici în spatele camerei. Bana! Dacă imaginea și încadrarea nu este bună. Nu e vina mea. De cine filmează? Că nu văd aici. Să vedem ce mașină mergem. Ne vedem acolo. Dimineața, în mod oficial și din partea noastră, bine ați venit la BMW X-Drive Experience 2018. Numele meu este Silviu Toma, sunt instructor BMW, alături de colegul meu, Radu David. Ziua, bine ați venit! De asemenea, instructor BMW, vom fi alături de dumneavoastră în frumoasa experiență de condus pe care v-am pregătit-o. Să purtați cu toții centurile de siguranță atât în față cât și în spate. Ne punem din nou în mișcare pentru ultimul sector de asfalt pentru al treilea conducător, după care ne întoarcem la Academie pentru partea de off-road. La drumul național virăm cu toții înspre stânga. Sperăm ca de acum înainte să avem un sector de drum un pic mai liber. Tocmai de asta vă sfătuiesc să folosiți butonul acum și să activați modul sport. Ești în sport? Prima mașină, haideți, mă rog, mai aproape de mine. E primul lucru pe care l-am făcut. Vreau să păstrăm grupul compact, două lungimi de mașină între noi de siguranță. În cazul în care ați activat modul sport, acum vreau să știți că suspensia mașinii a devenit mai rigidă, controlul volanului e unul mai bun, direcția devine mai rigidă pentru o precizie mai bună, iar răspunsul accelerației este îmbunătățit pentru a avea și un ritm mai dinamic. E bine cum suntem acum, mergem mai departe. Nu e cu mult mai puternică decât X-ul ăla. Depășit doar când traficul vă permite. Mașinile configurate pe modul sport, iar la semnalul meu accelerăm cu toții maxim. Accelerația la podea la semnalul meu. Reducem viteza până la 50 de km pe oră. Și ne pregătim. 3, 2, 1, full gaz toată lumea. Full gaz, full gaz. Full gaz. Gaz, gaz, gaz. Asta ce facem? Păi, dar eram un manual și de aia. Reducem ușor viteza acum pentru că am intrat în localitate. Am accelerat cât de tare am putut eu, nu? Am pus pe manual ca să nu mai schimbe cutia și... Deci la din față e 2,5 de. Da, 230 de cai, ăsta are 190. Dai seama, 40 de cai peste, trebuie să zic. Și ai văzut cum stăteai în fundul lui? Da, și l-aș fi depășit dacă... Da, da, hai, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mi-a făcut mare plăcere să parcurg traseul alături de voi. Mai departe veți continua cu atelierul de off-road până facem schimbul între grupe. Avem și câteva minute pentru pauză de țigară sau toaletă. Mașinile pot rămâne pornite, cheile rămân în mașini, așa cum sunt acum.
urmează un atelier de soft off-road, așa cum v-am spus în prezentarea de la început, motiv pentru care trebuie să ținem geamurile închise pentru că e foarte mult praf aici. Am nevoie să folosiți mașina în dreapta 1 a cutiei de viteze, modul manual. Cum facem lucrul ăsta? Piciorul drept pe frână, mergem în modul drive, din drive drag schimbătorul către mine sport și împing o dată și o să apară pe ecran M1. Asta înseamnă că cutia e în modul manual dreapta 1. Mai departe, în stânga schimbătorului de viteze, aveți un buton cu o mașinuță care pare așa că derapează și scrie off. De acolo dezactivăm sistemul de stabilitate al mașinii DSC. Să mergem! Înainte, printre jaloane, stânga, de acum înainte, ochii și urechile voastre sunt eu. Nu faceți nicio mișcare fără Silviu. Viteză mică, 2 la oră. 2 la oră, numărul 1. 2 la oră. Așa. Stânga total cu buclă frumos acolo. Viteză mult mai mică, mult stop. Viteză mult mai mică. Stânga total. Rămâi stânga total. Stânga total. Dreapta. Hai cu dreapta. Atât. Așa. Dreapta total. Și drept. Drept. Numărul 2 rămâi pe loc. Hai. Stop. Fii atent. Nu vreau să accelereze nimeni așa. On, off. Da? Dacă vreau să înaintez, accelerez ușor. Dacă văd că mașina nu înaintează, nu iau piciorul de acolo. Mai pun un pic. Gaz, nu lași. Gaz. Excelent, ușor. Ușor, foarte bine. Ne oprim unde scrie off-road balance acolo, da? Excelent. Stop. Eu n-am zis să-l venite. Cameraman. Foarte bine. Să vedem la final cum am descurcat. Da. Să-ți dau o notă, bizar. Exact. Un review. Îți trimit evaluarea pe mail. Băi, cum sunteți? Foarte bine, a fost simplu până acum. Bravo, urmează ce e mai greu. Îmi imaginez. Întotdeauna cu gaz constant. Întotdeauna. Crezi că mă aproape de pământ pe partea aia. Da. Un pic dreapta, 5, atât. 1, mergi către colegul meu și te oprești. Cred că te oprești aici. Nu mă opresc la el sus. Ah. Ok. Bogdan. Și eu am făcut.
bună. Mă vedeți? Da. Să-ți am favor. Nu într-o parte și în alta. Aole, și-am spus de noroi. De ce mi-a zis? Că dădeam cât de până să nu te uiți diseară sau mâine seara. Da. Ușor numărul 3. Ce-a fost aia? Deci, treaba mea mi-ai făcut-o, adică... N-am ce să... Domnule Pricop, aveți încredere în mine? Că e nevoie acum. Drept. Ușor, 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 mai ușor, mai ușor. Stop! O ții din frână acum, da? O ții din frână. O ții din frână. Bun. Dreapta, total, și o ții din frână. Mai multă frână. Stop! Mai multă frână. O ții din frână, da? Hai. A, ce mai necarat, ai incredibil. Păi da, hai să abordăm altfel acum și trebuie să... Bun. Numărul 2. Înainte. Tare. Și foarte capabil ești cinciu. Da, și extrem. Am auzit cu capabil. Bun, facem schimbul de conducători auto. Eu l-au dat mașina, da, și Silviu e... Fără el, o întorceam. Cam asta a fost BMW X-Drive Experience. Foarte tare, a fost prima oară când am condus în off-road. Prima oară la volanul lui X2, care este ca mașină și ca feeling și ca, nu știu, motoare, platformă, exact X1, numai că un X1 care arată mult mai cool. Acum la întoarcere sunt într-un seria 3 330 diesel X-Drive cu Cristian la volan, pe care îl știți de la din video cu Rolls-ul. Și am ajuns și noi acasă, a fost o zi super, super plină, ne-am distrat maxim, dar suntem rupți de oboseală, de stat în soare și de condus atât. Dar foarte tare experiența, este prima oară când conduc în off-road. E mult mai scary decât mi-am imaginat, sunt chestii pe care nu credeam că mașina le poate face, dar se pare că n-a fost nicio problemă. Și a fost un traseu de mild off-road, deci n-a fost cine știe ce. Poate că pe viitor o să explorez mai tare zona asta de off-road și poate cu ceva construit exact să facă treaba asta, nu mașini de stradă. Iar sistemul X-Drive e super distractiv pe stradă, dar și competent în off-road. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă aduceți prietenii voștri și ne vedem mâine.